și citiți cartea Apocalipsa, veți vedea că în cerul se proclamă un lucru. Același lucru pe care l-a proclamat Mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru și a mielului. Asta se proclamă. Dumnezeu este cel care realizează mântuirea. Acum, bineînțeles, este discuția aceasta. e mântuie Dumnezeu El singur? Ne mântuie El la propriu sau și noi trebuie să... Tot sigur că și noi trebuie să. Noi trebuie să credem și să ne pocăim. Da? ți darul lui Dumnezeu. Da? Deci, în ultimă instanță, mântuirea vine de la Domnul. Cu siguranță unii învață lucrul acesta foarte dureros. E foarte ușor să zice nu, domnule, nu, omul trebuie să decidă, voința omului, nu, omul la cârma destinului lui. Am ascultat astăzi o predică, mă plictiseam, am ascultat o predică. Zice așa, Dumnezeu ți-a dat capacitatea să fii la cârma destinului tău. Ba, ce bine sună, da? Știi, până când, până când ai un copil care nu se pocăiește și l-ai adus la adunare și te ruga pentru el, Ceilalți au păcuit. Eu nu s-a Tu Au avut aceiași părinți. Au avut aceeași învățătură. O a mers la aceeași adunare. Și îți dai seama, după rugăciuni, după rugăciuni, după rugăciuni, ce o să spui față de copilul tău? Asta e. O refuză mântuirea o să ducă în ea. Dar sau să-ți spui? Sau o să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mântuie el. Cum ar fi Dumnezeu să-ți răspundă conform teologiei tale? Cum să-l mântui? Că i-am dat voință liberă. I-am dat o șansă, dacă el nu vrea, ce să fac eu? Eu nu pot să-i violentez voința liberă. Nu pot să-i calc viața în picioare. Eu am făcut oferta. I-am făcut 18 ani, cât timpul a fost în adunare, până să duc la facultate, i-am făcut oferta mântuirii. El a vrut. Eu nu mai pot să fac nimic. Eu aș face, dar nu pot. M-am limitat pe mine însumi ca să nu intervin în viața lui. Asta e. N-am ce să fac. Andrei, te-am ascultat, dar asta nu este o rugăciune după voia mea. Nu te pot asculta. Nu mai am ce să fac. Cum ar fi ca părinte să auzi pe Dumnezeu vorbind așa? Nu este Dumnezeu în care eu m crezut. Ascultați-mă, nu este Dumnezeu în care eu m-am crezut. Eu cred că dacă fiul meu ar fi plecat la capătul lumii și ar fi făcut cel mai mare nenorociri care s-ar putea face vreodată, speranța mea este în Dumnezeu. Și o să fac de o milion de ori rugăciunea dacă trebuie. Și cred că Dumnezeu va interveni. Eu nu mă bazez pe un Dumnezeu, a, respect libera ta voință, nu mă ajută la nimic aia. Eu cred și mă bazez pe această învățătură și această concluzie pe care o trage eu. Mântuirea vine de la Domnul. Amin? Aleluia!